această fericită zi în care pomenim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, hramul parohiei noastre, zi de bucurie pentru Biserica Greco-Catolică și în mod particular pentru credincioșii comunității noastre. Zi în care se încheie un șir lung de ani pe care o parte din bunii noștri credincioși nu au apucat să o vadă, să se bucure de aici, de pe pământ, dar cred că cu siguranță ei ne asistă în rugăciune de acolo, din ceruri, din casa Tatălui Ceresc, și se bucură împreună cu noi și cu îngerii din ceruri. Vreau să amintim pe Știrbioan, tata Naș, cum îl știm noi la Bucium, pe doamna Goia, Ana, Ciube Panfil, primul nostru corator, maica Eștinică, Indreș Ioan, Brudașca Ioan și toți ceilalți care cu siguranță au dorit să vadă această zi și nu au apucat, dar cu siguranță se roagă împreună cu noi. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim preasfinției voastre că astăzi, prin voia bunului Dumnezeu și prin binecuvântarea, ați încununat munca noastră un drum lung de 10 ani de trudă pentru grija părintească pe care ați avut-o și o aveți față de noi. Mulțumim asociațiilor caritabile Kirchenos și Renovabiți că prin grija Episcopiei și a preasfinției voastre ne-a susținut financiar. Mulțumim tuturor celor care, pe parcursul acestei perioade de 10 ani de lucrări, ne-au ajutat. Amintim primăria Bucium, care prin domnul primar, de atunci Bănuț Gavril și Consiliul Local, ne-a pus la dispoziție terenul acesta în folosință gratuită.